Salvare spectaculoasă în Marea Nordului. 6 oameni au fost ridicați cu elicopterul din larg și duși la spital în urma unui incendiu izbucnit pe feribotul pe care se aflau. Embarcațiunea cu peste 900 de pasageri și un echipaj de 127 de marinari se îndrepta spre Amsterdam atunci când flăcările au izbucnit într-una dintre cabine. Incendiul s-a răspândit rapid, iar echipajul a fost nevoit să cheme ajutoare. Doi oameni suspectați că ar fi provocat incendiul au fost duși la interogatoriu.